Nu știu dacă mi-ajung banii, dar am o casă mișto pentru voi. O casă de vânzare în Timișoara, pe strada Anton Golopenția, colț cu legumiculturii. O casă individuală pe un teren de 600 de metri pătrați și o suprafață utilă de 154 de metri, cu garaj, cu de toate. Haideți să vedeți casa. Unde suntem aici? Cum spuneam, suntem pe strada Anton Golopenția, colț cu legumiculturii. O să vă arăt colegul meu casa din afară. Ea este pe două fronturi stradale, după cum se și observă. Și o luăm printre mașinile astea și intrăm în curte. Asta este intrarea principală. În partea dreapta și în stânga este curte. Avem o terasă aici, iar aici avem un ciobănesc spațiat. Ia uite ce frumos e, cât de mare e. Să nu sară gardul, că mă mănâncă asta de cu tot. Și se vede prima parte a curții. Revenim la intrarea principală. Și avem posibilitatea să băgăm mașina în garaj sau în curte. În garaj, garaj care a fost transformat într-un salon. O să vă arăt și acest aspect. Aici, dacă vreți să slăbiți, veniți aici și vă și slăbesc. Deci vă vând casa cu câteva kilograme în minus. Și avem și o toaletă. Bineînțeles că locul se poate transforma înapoi în garaj, dacă se dorește. Iar aici avem intrarea în casă. Ieșim din acest salon de shaping. Așa. O luăm pe această alee cu toate plantele acestea ornamentale. Și intrăm în casă. Casă este holul cu pantofor și cuier și așa mai departe. Și intrăm în partea principală a casei, partea de jos. Casa este parter plus mansardă, în care, cum se intră în involei, pe partea stângă este livingul. Uitați ce frumos este. Stai aici ca bogații la o cafeluță. Sau, dacă ți-e fomiță, vii în partea cealaltă, unde este zona de dining, după cum se și vede, cu partea de bucătărie. Este utilată și mobilată complet, iar dacă vreți să vă machiați, aveți aici un loc special pentru machiaj. Jos avem intrare în garaj. Știi? V-am spus eu că se poate intra din casă în garaj și două spații sanitare sau două băi, o baie de servici și o baie mare cu cadă. E mai mult decât spațioasă, baia are geam, jacuzzi, frumos, elegant. Mergem la mansardă, unde sunt trei dormitoare și o baie. Numai că baia a fost transformată într-un birou. Dar se poate reveni, aceasta ar fi baia. Dar a fost transformată într-un birou, dar conductele și toate brizbrizurile au fost păstrate. În cazul în care cineva vrea să-și repună înapoi sanitară. Aici avem un dormitor cu pat matrimonial, un dormitor micuț, cu spațiu de depozitare și așa mai departe. Venim în dormitorul, să zicem, prezidențial, matrimonial, cu patul în care se fac minunații copii, nu? Cum spuneam. Și avem un dressing, vine tu așa, să vedeți acest dressing mai mult decât
încăpător cu uși cu lisante. Ieșim în balcon, terasă, mă rog, terasă de sus, în care puteți vedea zona unde suntem. Acea intersecție de care vă discutam. Legumiculturii cu Anton Golopensia. Revenim în casă și aici e cel de-al treilea dormitor, tot cu papa timonial, cu un dulap dressing și tot ce trebuie. Dacă n-ați observat, sunt instalații de climatizare în ambele camere, nu? Cred că și în a treia este instalații de climatizare, ia să uităm. Nu. Deci în două dormitoare sunt instalații de climatizare. Iar acolo avem acel colț verde. Normal și becurile astea se aprindeau, dar proprietarul stă prost cu becurile. Ce pot să vă spun, dragilor? Prețul o să-l aflați în descrierea casei. Vă așteptăm la o vizionare și de ce nu să cumpărați această casă frumoasă. Până pe data viitoare, numai bine!